Liga 3-a, Forța Steaua! Steaua a fost desemnată campioana Bucureștiului după ce a înregistrat 18 victorii din 18 meciuri în acest sezon. Fotbaliștii roșialbaștri ar fi vrut să se bucure de câștigarea play-off-ului pe teren și așteaptă cu nerăbdare meciurile de baraj. Cum sunt pregătiți Răzdan și compania pentru partidele de baraj, ce mesaje le transmit fanilor, dar și cum au primit vestea desemnării ca fiind campionii Bucureștiului, vedeți într-un material Steaua TV. Vom trata barajul cu încredere, suntem un grup unit și abia așteptăm să jucăm un meci oficial. Da? Care e mesajul capitanului pentru suporteri? Să ne revedem cât mai curând în Liga 3, să putem să trecem de acest virus, pandemie și să fie lăsați pe stadion. Ne doream să jucăm și play-off-ul, ne dorim să jucăm și barajul, să arătăm lumii că avem o echipă foarte bună, să nu mai auzim că toți vorbesc că am promovat pe la masa verde și nu pe teren. Spunem trei motive pentru care Steaua trebuie să promoveze în Liga 3. Păi, în primul rând, istoria ne obligă chestia asta. A doilea rând, fanii. Doi ani i-am dezamăgit, acum le-am adus prima bucurie și pentru noi și familiile noastre. La fel ca Horia Iancu și Florin Răzdan, Marian Neagu a crescut și el în Ghencea ca fotbalist. Acesta speră să se bucure la realizarea următoarelor performanțe alături de fani. Mi-e foarte dor, vă dați seama, mai ales de fani. Iar perioada asta de așteptare mi s-a părut enorm de multă. Sincer să vă zic, cred că o să fie același deznodământ, dar eu unul nu mi-aș dori, mi-aș dori să se joace pe teren. Ce mesaj ai pentru fani? Este foarte dor de ei și că îi așteptăm cu brațele deschise, cât mai repede să vină lângă noi, alături de noi. Suntem la baraj, mai avem două meciuri și sigur vom prova. Cum a fost bucuria după ce ați fost declarați campionii Bucureștiului? A fost o bucurie, dar nu prea multă, pentru că strică. Mai avem puțin și după vom sărbători. Cât de mult așteptați aceste meciuri de baraj? Le-am așteptat de când a început campionatul. Sincer să fim, știam că vom fi câștigătorii pe București. Cei doi tineri și talentați jucători de la Steaua, Adrian Ilie și Vlad Dănițu, și-ar dori să întâlnească două dintre cele mai mari echipe ale lumii la inaugurarea noului stadion. Am crescut foarte mult ca jucător, ca om, ca persoană, ca orice. De când au venit acești jucători, de când a venit acest staff, este totul schimbat. Dacă ai putea să aduci tu o echipă mare a lumii aici să joace în Ghencea, pe cine ai vrea? Real Madrid, clar. Este echipa mea preferată. Mi-aș dori să vină Barcelona. Un mesaj pentru suporteri? Vă așteptăm în Liga 3. Steliștii au intrat într-un cantonament centralizat până înaintea începerii primului meci de baraj. Partidele de promovare în Liga 3 vor avea loc pe 1, respectiv 5 august.